A început să mă mai încercam. N-am șampon. Trebuie să-mi trag felie. Mă fac cap de cauciuc. Fantomas. Ăsta e inițialul ăsta, nu? Fantomas cap de cauciuc. Bă, și eu am vrut să-mi fac o chestie în adolescență, să-mi trag un prezervativ pe cap, am capul mare. Dar aveam niște prezervativ, nu mă chineam, aveam eu ceva proști ca și acum. De lene, că mă lene să mă tun, trebuia să-mi îl trag pe cap, dar m-am obținut până la urmă, nu văd de o trecut de treabă. Pentru că îi dau cu ulei mai mult, îmi dau cu ulei pe părțile mele. Și îl trag pe cap de ăla că rămâne înțepenit. Și am zis, ce pula mea? După o să zic că tot dă-te în pizda, mătii, că n-o lași gravidă. Păi, poate bă, dar chiar care-s ca o pulă? Cu așa căciulă arăt ca o pulă. Nu mai trag prezervativ pe cap. Deci, eu sunt dar câte. Am declarat, uite, mă uitam la cele 3, cineva a zis de lui. Și i-am zis la un om cu niște băre, cunosc de aia, nu mă placă el pe acolo și nu mă interesează să mă placă. Am făcut mișto de el. Mie îmi place Caterinca, mișto, să mă găsi mișto de mine. Sunt comunist. Comunist original. Am fac autocritica. Am pula mică și moartă. Mă rog să mă iertați. Am pula mică și moartă. Altă de el mi-a zis vă rog să mă iertați că am scris poezia plângând. Păi de ori e vizit, bă. Hai ca să o declamăm altă. Dar mișto. Eu mie mi se pare că poezie e bună, dar eu fiind egocentrist, mi se pare că e bun. Apare. Sunt de la Institutul Iluzii, Păreri și Confuzii. Cum era, mă? E cu o repartă. Oare pe undeva nu am la mine. Curică. Dor. E zis și dor. Dor. E suflet al meu viu. Dor. Inima mă doare. Stă, merge, nu știu. Dor e simțirea, iubirea, dorința. Mergința. Dor e așteptarea, regăsire, căutarea. Credința. Și acum te vin cu ziua. Care de fapt prima mea chiar cum era prima aia. Poate mă gândesc. Dor. E un sfânt, nu e cuvânt, dor al meu românesc, ce mi-a rămas atât, dor în inimă, dor în suflet, dor în gând, dor pe pământ, dor că vreau, nu vreau, dor. Ce simt, ce sunt. Așa, și să trecem la veveriță. Se zic lui unul. Că noi acolo suntem pe porecle. Bă, e așa unul, niște porecle. Aia are niște vizete. Și i-a zis niște veveriță. Și el simt interesant. E poetesă. Are niște pompe. Așa nu știu ce pula mea. De fapt, are o placă porega. Toate că e foarte tânără. Dar mi-am dat seama că corega, s-a întâmplat instantaneu, ca și Nesul, știi? Cred că era prea libresul, cred că și-a uitat libresul în altă parte.
Că l-a pus și a tras-o dintr-o parte, așa, un croșeu. Și zic eu la unul, era la mișto. Bă, mie mi-e frică de vădăriță. Aia se duceau la muncă, în curte, așa de recreere. Trestul mare, la spațiu citabil. Mai te duci la o mănăstire, la o salină de sare. Mai respira aer curat, te doare inima, pămână. Mai trebuie să mai stai și tu să... Cine știe, evenimente culturale. Că ești cult, normal, faci parte din culte, crezi în Dumnezeu. Asta, știi? Sunt eu răutăcios, mic și egoist și invidios și frustrat. Vorba lui Sorma. De-aia fac poezii de-astea, cu dor. Că mi-e dor și mi-e de... O așa zisă normalitate care o aveam înainte și care eu mi-o construiesc, știi? Și... Da, e bine, știi? E bine. E bine, mă, e bine, e bine. Da. Și zic eu la prost. Dar nu pot să vă dar. Am zis, doamna, mi-e frică de vădăriță. Aia, ca să nu dai bani să te poștea, tu și pentru că tu nu mă zică, e bine frică de un... Un de ăsta, o... Animal așa de frumos. Vădăriță, imediat faci similitudine, cum vădăriță, periculos. Dar veverița, asta-o veverița, că eu m-am ieșit de la o revistă de la veverită. Că fără să vreau aia ce porcăria asta fată. Și după mea demisia și m-am oprimat. Și iubea revista. Oricum a fost tare cât am fost eu. Și altă parte. După aia, ta la mulți ani! Aș vrea voi așa la mulți ani, știi că e mișto. Am sfârșit la scăpina cu Crăciunul, bagă-i cu... Moș Crăciun, Moș Crăciun... Hai că să vă bag, hai să facem revista pentru Moș Nicolae. Tu, care iubești copii, te așteptăm toată noapte. Noi, am fost cu mine. N-am ascultat al nostru părinți. Vrem să fii darnic cu noi, te așteptăm cu încălțări și haine noi, de sărbătoare în anul cadourilor ce a început Moș Sfânt Nicolae. Deci se roagă de-un boșorov, dar n-are nimic, poate și el e pensionat, vede după buget și pensie. După aia, după al boșorul, Moș Crăciun. Moș Crăciun? Cel darnic și cel bun. Noi copii, te așteptăm ca să vii. Am fost cu mine. Vrem jucării? Astăzi s-a născut Hristos. Asta e alta. Crăciun, Crăciun. Din Sfânt. Fecioara Maria, te naște în ține. Irod împărat a dat foară în țară și l-a căutat. El se naște. Și ne iubește, ne mântuie. Dar Dracula ne bântuie! Aia n-are nimic, duceți-vă la Dracula. Și prostul ăla s-a dus la munte, a fotografiat o veveriță și mi-a zis la mine, Dani, vine să stai ce e. Păi ce mă? Când acolo a alergat să pot toți poștiți o veveriță, animal, nu, om de ăla. A alergat să o veveriță? Nu, că omul e limitat, dar el ca să facă un bine. Că și astăzi am fost pe acolo și una m-a întrebat de copilul meu. În sfârșit am avut o cafetă. Mai fac vizite de astea, știi?
De fapt, am început eu un fel de terapie, că puțin să plăți și de copilul meu. Trebuie să mă detașez. Pentru că nici copilul meu nu vrea niciun semn de viață. Am auzit lucruri bune despre care a primit mari, că a fost cea mai șmecheră. Deci știe să scrie, știe să întrebe cine e tata, dar putea să fie mințit. Dar dacă e atât de... s-ar putea în perioada de rebeliune, care o să vină peste câțiva ani, ca la orice adolescent, mi se pare că toată noi e tuturor, că începe să simte iubirea și o vibrație. De ce mare sunt eu? Și tăticul o să zică, tăticul, cam ești frustrat și după comportament. Nu neapărat. Hai, de ce mai ne sângem? Și atunci discutăm noi cu copilul meu. Da? Într-o baltă auspicică. Și dar eu nevoie să mă întrebe cineva ce face copilul meu. Dacă interesează ce face copilul meu, nu ia zi aia. Du-te tu la copilul meu, dacă vrei. Dacă te interesează. Cred că cel mai interesat aș fi eu. Nu cred că te interesează pe tine ce mă interesează pe mine. Dacă pe tine te-ar interesa ce mă interesează pe mine, am face revista aia că vă trag de voi în pula mea de ani de zile și multe alte chestii. Pe tine te interesează să mergi în biserică, am umblat în multe biserici, nu am găsit acolo. Și te interesează în pula mea, prea mult de pula mea, știi? Și ăla mi-a arătat fotografii cu veveriță. Se vedea că alerga veveriță, că e fotografia găoază la veveriță. Îmi zicea ce alerga nebunul, pula mea, o fi luat mărăcii în ochi. Cum boschiți alerga șobolanul. De fapt nu e șobolan, e un zic, e un morozător. Veverița e vrenică, bă, dacă vreți să știți. Nu e puturoasă ca aia intelectuală. Aia e intelectuală, apoi știi că scrie pula mea și n-are nici memorie. Își anotă singură. Unde pula mea se ducă. Se ducă că, vai, e pastilată bine, fata. Lasă, se uită o veveriță, cred că, aia. E și violentă, dacă l-a luat-o în gură sau astea. Am văzut-o odată cu o bună de la iubire, că și-a făcut și aia iubire, că e mândră, știi? A venit cu boboa și atâta. Păi eu stăteam tată 3 zile cu burovul, aveam burov pe vremea aia. Băieții își punea burov. La ochi am întrebat și la farmacie, nu mai există. Trebuie să existe ceva, pula mea, dacă mai te faci. Și nu vrei dacă apoi ar merge, dacă femeie e pula mea, mai ales că dacă tu n-ai loc de muncă sau astea, nu te duci în pula mea acolo să arăți că ești bătută sau astea, știi? Deci are o inteligență, băi, eu cred că veverița adevărată are inteligență mai mare. Și e și vrenică. Adună ghinde, adună alune, în căsuța ei, stă aproape, hibernează acolo iarna. Deci e vrenică. Își crește puii acolo. Făcând asta, multe acolo oricum trebuie ajutați, asta e adevărat, dar sunt foarte răi. Chiar și ăștia handicapăți sunt răi, pentru un handicap îți creează o stare de disconfort accentuat, oricât ai fi compensat și devii rău. Pentru că și ceilalți oarecum sunt răi cu tine. Dar așa chestii de-astea gratuite și repetate, băi, ești rău odată, da? Dar dacă ți se repete și ție, trebuie să repeți. De ce? Ca să învețe. Și mi-a arătat, veverița, gata, tremur, iau. Aoleo, de ce mi-a arătat veverița? Veverița, păi, păi, care mă zice, mă, cum mă dracu să-mi fie frică de veveriță? Da, mișto. Băi, ca să-mi fie frică de veveriță, hai să-ți dau eu invenție. Trebuia să iei veverița, după jegul tău de telefon JPEG, o transferai pe un USB cable, că asta se întâmplă
în 2010. Și atunci nu era Bluetooth, nu avea jig-ul. Când în 2010 era mai jig-ul ca acum. Era cu cameră cu megapixel și așa. USB cable, băgai în calculator, băgam un proiector că se pe acolo, băgam un cerceaf de la spăla, că am văzut că ca și cerceaful, nu știu ce pula n-a făcut. Se-i pune la muncă, păi trebuie să le dea o ocupație. Un cerceaf de la, puneai veverița și băgai un metamorf, un program de la, ca să-i schimbe fața și o făceai și roasă, băboșeată, să-i crească dinți ca la Dracula. Îi luai un microfon original și cântai. S-au dat cu ecou. Și după aia zice, eu sunt veveritoi. Și creștea un coi. Hai la război. Și mă speriam și băgăi stroboscoape în ochi. Eu ziceam, bă, chiar a început să-mi fie frică de veveriță. Și veverița după aia venea lupul. De ce ai ochii așa de mari? Strana perecată la lup. Venea vulturul din pădure să mănânce vrăbiuța, veverița sărea, se văzea veveriță de aia de junglă africană, de aia zburătoare, că sunt și de-astea, țără de copac în copac, care au piele de aia mai mare, așa, și se ducea pe care Batman, așa, forever, sărea pe vultur. Vulturul pleșuv era bine, că-i găsea junglă aia mai repede, luam ora și pe ăla. Eu ziceam, mamă, ce tare veverița aia, venea vânătorul tată cu branding de ăla, original, pe urși, sărea tată, veverița pe el, mușca de pulă, ăla trăgea sus cu pușca, cădea altă pasăre, veverița o mânca, deci sărea fulgii. Și după aia urla, asta, nu, aolo, tremuram, băi, într-adevăr, da, trebuia să o faci pe o veveriță Dracula, cum, să stea ca Liliacu așa, ce efecte speciale, de-alea de Hollywood, o puneai să se sărute cu veveriță, da, întâi să se șmulească, ca la Bollywood, dansau, și ca la Hollywood se urmăreau, pula mea, o făceai pe veveriță originală, apărătoare originală, distrugea tot veverița, devenea canibală, îl mâncai și pe veverițoi. După aia era silă, după aia era milă. Și după aia se închina veverița, iartă-mă, Doamne, și pe ce uite aia îmi văd plimba. Așa, da, e veveriță. Și după aia veverița zicea, nu sunt veverițoi. Și veverița se îmbăta și poate sunt veverițoi, dar criță, nu sunt veverița. Deci, faza cu veverița este super originală. Lasă-o în pula mea că veverița adevărată, ce este chiar vremnică, are grijă de alea. Își face hambar, că are și un hambar acolo. Trebuie. Este, nu pula mea, veverița. Trebuie să fii și atent, că vine și alte animalele. Și ăla alerga să pozeze veverița, dar era în alergare de aia, putea să-i pozeze doar de oasa. Bă, păi dacă erai făcut ca foarte adevărat, să te imposchete, dar nu-i mișcat. Te uite la o caură de copac, dar poate ieșea o ciocănitoare. Zice, bate cât e scorul. Aia 500 de mii muia. Ziceam eu că sunt ciocănitoarea Uli. Nu, eu sunt ciocănitoarea Uli. Buli, buli. Ciocănitoarea. Nu, poate ce ieșea din gaura aia. Că multe animale stau și păsări. Poate ieșea un cuc. Și tu credeai că eu era fixă. Ieșea un cuc. Și își depunea o ungura ta.
Și-ți mânca puii din pula. Băi, dar trebuie să faci mai prima rețetă, dar avem verite. Zisea că te-ai chinit, da, sunt multe verite pe acolo. Am văzut și eu verite pentru 14 ani, nu trebuie verite. Au început să facă ăștia parcurile mișto și au apărut câteva de alea, știi? Fac eu ce original, da, era ca speriat, zisea că era agitație, erau oameni mulți și-au băgat zisea. Adică nu era speriată, dar fata, da, și are viteză. Da. Ăla tare, m-a speriat. Ce am zis la mișto, de fi cât de merită. Mi-e mai ales și un animal de la mic. Mai ales că aveam conflict cu animalul mic. Era cu trimitere direct spre aia, dar ce-a înțeles ăla. Dar nici aia n-a înțeles. Eu am zis, nu merg mai multe cu voi, pare rău, doamne. Oricum eram pe listă și nu mă lua. Pentru că mi-e zice de reverințe. Aia au înțeles că de-aia nu merg eu la multe. Poate că nu se duce la multe cu un an înainte. Dar bă, bine că n-am văzut reverințe. Am fost și la Herculane. O altă fată când era student. Dar atunci i-am zis la fata fie pentru că aici sunt vitare cu cor. Ar fi mișto să o luăm și prin pădure, dar nu prea. Că nu prea avem și din înalte. Sau să avem niște zambiere, ceva. După ar trebui să truc sângele, să te car în spate, s-ar putea să dai ochiul. Deci e singurul șarte foarte băginez în România. E rar, care vorbea în zona aia. Trebuie să ai grijă. Șarpele nu te atacă așa, dar nu facă de rangeri. Ha! Și fata mă ascultă și știa că e neexplicată. Era normal la ta. Pula mea era să vedeți că știa mai de pe ei. Dar ăștia. Îți vezi că s-a chinuit ăla, bă. Deci ține la mine. S-a chinuit să fotografieze o veriță, mă. O familie mai și pentru că de aici de alea, pentru că de aici de așa schimba telefon, că s-a schimbat de telefon. Și da, așa poate nu mai de telefon ca o prietenă. M-am gărit ca tomul și l-a schimbat cu niște scola de telefonul ăla doar niciodată. Mi merge și scos telefonul de vreo zi. Mă rog că așa mi-a fost foarte și l-a luat un telefon de pe care e în de oricine m-ar fi la... Nu știu, dar am observat eu. Am dat un telefon după internet, am făcut o comandă și n-a sunat telefonul, dar am răspuns imediat că știam. Am zis, bă, de unde ești pula? Deci sună telefonul, eu nu pot să dau telefon. Nu știu dacă e din cauza telefonului sau din cauza linii telefonului. Dar nu pot să dau telefon, sau poate tata mi-a făcut faza. Nu mai știu ce să fac, nu pot să dau telefon. Vorbesc câteva cifre cu ăla. Și da, chiar cu mine pe bun. De ce? De dat telefon nu ai nimic. Cui să-i dau telefon? De ce? Că au drame, că ele se tragedii, ora de ei. Nu mă distrăță. Cânsă. Și eu sunt sătul de mine. Dar nici de interlocutorii mei, care ar fi posibil. Și de fapt s-a restrâns atât de mult dorința mea pentru a vorbi cu cineva iubit, încât încep să mă iubesc din ce în ce mai mult. Așa de compensare, de frustrare.